Incendii, electrocutări, dulapuri căzute, uși blocate și intoxicații sunt doar unele dintre incidente care se pot întâmpla cu copiii chiar între pereții casei unde locuiesc. Lăsați singuri sau chiar în prezența părinților, aceștia deseori devin victime ale propriei curiozități, iar o intervenție întârziată poate duce la consecințe grave sau chiar tragice. Pentru prevenirea acestor cazuri, am discutat cu cei care intervin în situațiile de risc. Ne referim la pompieri și salvatori, care din propria experiență știu care sunt pericolele și cum pot fi ele evitate. Prezența electricității în orice casă de locuit, care poate conduce la electrocutarea copiilor. Din curiozitate, aceștia introduc în prize diferite obiecte care pot conduce la electrocutarea acestora. Pericol prezintă chiar și substanțele chimice de curățare sau flacoanele cu deodorante și alte substanțe ușor inflamabile. Specialiștii spun că deseori, din curiozitate, copiii înghit substanțe chimice sau chiar explodează aceste flacoane. Un caz recent demonstrează că un minor din municipiul Chișinău doar a vrut să spargă, să obtureze un recipient micuț care era cu gaz. Doar din curiozitatea de a vedea ce se va întâmpla dacă acesta îl va sparge. Din nefericire a dus la consecințe tragice, copilul a primit arsuri și a fost necesar spitalizarea acestuia. Toată responsabilitatea pentru aceste incidente, spun specialiștii, este pusă pe umerii părinților sau a persoanelor care au grijă de copii. Atunci când ei lasă minorii singuri acasă, trebuie să-și asume anumite riscuri. Și cel mai important este să nu uite că de multe ori copiii din frică sau incapacitate nu știu cum și unde să ceară ajutor. De aceea părinții trebuie să știe cum să discute cu copiilor și să prevină astfel de riscuri. Deci ar fi o discuție cu aceștia permanentă, o explicare, o tălmăcire a acelor riscuri sau pericoli care persistă în casă, nu sub formă de constrângere, sub formă de interzicere radicală, dar sub formă de explicare în așa mod ca copilul sau minorul să perceapă acele riscuri care pot fi aplicate însuși asupra lui. Din păcate, uneori totuși au loc și situații excepționale, iar în aceste cazuri, în primul rând, maturii care se află în preajmă trebuie să știe cum să acționeze. În cel mai bun caz, se înlătură persoana sau minorul, se înlătură de la ce situație în care a fost supus. În cazul căderii un obiect greu asupra acestuia, el se extrage de sub acel obiect. În cazul unei electrocutări se înlătură cu minorul și multe altele și se așteaptă intervenția pompierilor sau serviciilor de urgență. În cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență activează Școala Securității, unde părinții alături de copiilor pot veni și învăța toate regulile de securitate. La efectuarea acestor cursuri sau acestor vizite, copiilor, tinerii generații, ele sunt explicate, deci chiar cu lux de amănunte, acele norme de precauție, acele norme de siguranță pentru evitarea la maximă situațiilor de risc și în cazul în care se întâmplă aceste situații, modul de comportament. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență amintește încă o dată tuturor persoanelor care au grijă de copii minori să nu-i lase nesupravegheați, iar acasă să le creeze condiții de maximă siguranță. În caz de situații de risc, ei trebuie să ceară ajutor la numărul scurt 112.